Rockery, salutare oameni buni, bine v-am regăsit la un nou episod de The Walking Dead. Astăzi suntem aici la Concept Gallery, suntem împreună cu Luca pe fundal. Și ne vom uita cum au fost personajele create, chiar și background-urile, pentru că și ele merită. Așa că hai să începem. Îl avem în primul rând pe Lee. Un fun fact, să știi că un polițist din serie trebuia să fie în joc, dar a fost înlocuit cu ăla care era la început conducea. Bro, trebuia să fie Shane sau Rick. Shane sau Rick? No, Shane n-ar fi murit așa de weird. Am auzit că în bezele de senator originale, Lee de fapt nu se oprea la casa lui Clementine, dar ajungea la închisoarea care mergea Rick. Bro, am găsit o greșeală. Aici la Art Ce? Concept, bla bla bla, am găsit-o pe Clementine albă. Păi, așa trebuia să fie original, dar au schimbat-o asemenea mai mult cu Lee. Cred că au zis că Lee se îndrăgosește mai mult de o fetiță mai neagră. Sau cred că ziceau că Lee se simțea cam singurat. Nu vrei să ai probleme cu FBI-ul, nu? Am salvat de problemele Lee cu FBI-ul. Lee o mai are pe Krista. Pe cine? Pe Krista. Da, pe la final, totuși. Krista? Aoleu, stai. Da, mamă, dar ce ciudat arată personajele aici. Lily și Larry aici. Ok, am revenit. Ok, bă, vreau să spun că personajele arată foarte diferit aici. Faci cum? Diferit. Da. Păi sunt conceptele originale. Ah, da, chiar, știai că Glenn și tipul ăla din 400 Days care a fost pe autobuz de închisoare, da, au același model de bază? Da. Da, au același model de bază. E doar un pic schimbat. Bă, ăsta e Shane cu Rick? Wait. Trebuie să-ți arăt un pic. Ue, ăsta efectiv. Asta pe video, nu? Dar nu te vezi. Efectiv ăsta seamănă un pic Rick, dacă mă întreb pe mine. Da, cred că ăsta trebuia să conducă și mașina parcă. Ăsta? Asta înseamnă cu Abraham. Abraham, nu-l știi. I se mai spune... Cum i se mai spune? Cum o cheam pe... Cum o cheamă pe pisica aia portocalii care e frate cu Tom? Gen din jocurile Tom. Nu Tom și Jerry. Talking Tom. Ginger. Așa, i se mai spune Ginger. Și asta în engleză, ginger înseamnă om cu păr portocaliu sau om turtă dulce. Asta mai seamănă cu Shane. Da, cred că Rick trebuia să conducă mașina. Da, fii atent că Shane în serial avea un shotgun, așa are și aici. Wow! Mama. Shane Walsh, Abraham, bă, Shane Walsh. Rick Grimes. Abraham Walsh, Rick Grimes, bă! Ok, astea chiar sunt din serial. Never mind, ok. De-aia semănau așa. Adică nu te-ai gândit să citești până acum? Nu, de-aia semănau așa mult. Asta are sens acum. De ce n-ai citit mai întâi? Bă, am găsit-o pe Walker Clementine. Vrei să o vezi? Hai să vedem. Eu nu m-am uitat în meniul ăla prea mult. Ia uite-o. Bă, nu se vede de pe telefonul tău, nu? Nu se vede, taci. Ia uite. E super, super. Ia aici ce mai avem. De ce ar exista asta? Bă, nu știu. Până și Mortal Kombat evită chestii de astea, de cum e Clementine Walker. Bă, am văzut că pe Mortal Kombat unul s-a băgat invisible. Da, știu, nu Invisible, Omni-Man, Invisible e fiul lui. Păi da, au fost arătat în primul trailer pentru chestia.
care au apărut pe ecran, pentru că Omni-Man a apărut primul, ar trebui să urmeze Ermac, cu asta Peacemaker, Quanchi, Takeda și ultimul Homelander. Bă, am găsit familia lui Lee. Ce? Am găsit familia lui Lee. Da, și păi da, au apărut într-un tablou. A, da? Nu știam. Păi da, în sezonul, în episodul ăla în care l-au găsit pe fratele lui ăla acolo, au găsit și-o poate cu familia lui și-au păstrat-o, dar el s-o rup din poate și-o păstrat doar cu familia. Bă, dar ce tare îs astea peisajele de aici, man. Ar trebui să vezi la sezonul 4 cât de frumos e, că deja lumea aproape luată de plante, toate orașele. Și sunt multe clădiri dărmate, dar e foarte mult soare și natură. Mhm. Dar îți recomand să nu te uiți până nu te joci să te rupă. Da, deci în băieți am terminat acest episod. Hai, bă, bă.